Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și astăzi vreau să vă prezint whisky-ul Toki al companiei Suntory. Dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe pentru a fi la curent cu postările viitoare. În filmarea de față am să vă spun mai multe informații despre această etichetă. Am să vă prezint impresiile mele la degustarea acestui whisky și vom face o paralelă între regulile whisky-ului, a scotch-ului și a whisky-ului japonez. Așadar, whisky-ul Toki al companiei Suntory merită menționat faptul că grupul Beam Suntory este al treilea mare producător de băuturi distilate din lume după Diageo și Pernod Ricard. Suntory vine din alăturarea a două cuvinte, sun, soare, care apare și pe steagul Japoniei, și Tori, de la numele Shinjiro Tori, fondatorul companiei care astăzi a devenit Suntory în 1889, denumită la acel timp Kotobukiya. Numele Toki înseamnă timp, time, în engleză, și nu pot să nu fac legătura cu o secvență din filmul Lost in Translation, de acum câțiva ani, în care un actor american filmează o reclamă la un whisky Suntory. For relaxing times, make it Suntory time. For a relaxing time, make it Suntory time. Time, timp, Toki. Presupun, mă gândesc că numele nu e ales întâmplător. În descrierea acestei filmări am să pun un link spre o filmare care am făcut-o și despre alte reclame la whisky-uri Suntory realizată de către celebrități din lumea muzicii și a filmului. Eticheta Toki a fost introdusă în anul 2016 pentru piețele din afara Japoniei, mai întâi în Statele Unite, și apoi în 2018 în Europa. Este un whisky blend, un amestec de la cele trei distilerii japoneze ale mărcii Suntory și este vorba de whisky-urile Single Malt, Hakushu și Yamazaki și whisky-ul Single Grain, Chita. Informațiile arată că dintre cele două whisky-uri malt a fost folosit mai mult whisky de la distileria Hakushu decât de la Yamazaki. Butoaiele de maturare a whisky-ului au fost atât de butoaie de stejar alb american, atât pentru Yamazaki și Hakushu, dar au fost folosite și butoaie de stejar european din Spania pentru Yamazaki. Informațiile găsite despre folosirea filtrării la rece arată că a fost folosit acest procedeu, dar n-am găsit informații concludente despre colorantul artificial folosit. Whisky-ul a luat multe premii de-a lungul timpului la competițiile la care a participat, amintim ultimele două în anul 2023, medalii de argint la San Francisco World Spirits Competition și la International Spirits Challenge. Merită menționat aspectul sticlei, foarte solid, cu o secțiune dreptunghiulară, cu pereții foarte groși. Dopul este prin înfiletare, ca la multe whisky-uri japoneze. Și merită menționat că și capișonul folosit nu este un simplu staniol, ci are și o structură textilă. Prețul în România al Suntory Toki, sticla de 700 de mililitri, circa 130-150 de lei. Iar sticla de 1 litru, care poate fi găsită în magazinele de travel retail, cum este aceasta, costă tot așa spre 150 de lei. Să vedem așadar Suntory Toki. Culoarea este foarte deschisă, gălbui deschis, paie de cereale. Presupunând că n-a fost folosit colorantul artificial sau chiar dacă a fost folosit foarte puțin, pe scala Whisky Magazine undeva
0,6 puncte din 2. La miros? Miros de iarbă, de fân, dulceag cu vanilie, miros ușor citric, vanilie și miere de albine, fructe, vă spuneam, pe lângă citrice și fructe de livadă, un miros foarte fresh, foarte proaspăt. La gust? Și gustul interesant vine cu dulcele în față, cu vanilie. Dar nu e o dulceață evidentă, e destul de subtilă. Miere de albine, fructe coapte, acea zămoșenie și dulce și ușoară acrișoară. Dar și note un pic mai amărui. De ierburi, de cereale. Finish-ul nu e foarte lung, spre mediu, e călduros, îți umblă plăcută gura, iar are și o nuanță ușor amăruie de ceai și o notă picantă. O să-l mai savurăm o dată și în această pauză să vă spun, așa cum menționam, asemănările și diferențele dintre reglementările pentru whisky-ul scoțian și cel japonez. Dacă în Scoția regulile au fost definite încă din 1933 și apoi în 1988 a fost elaborat Scotch Whisky Act și noua reglementare, Scotch Whisky Regulation, în 2009, regulile pentru ca un whisky să poată fi numit japonez sunt mult mai recente. De-abia în 2021, Asociația Japan Spirits and Liquor Makers Association, fondată de mari producători de whisky din Japonia, care nu doreau să-și amestece numele lor cu ale altor mărci care foloseau whisky-uri din alte zone ale globului și îl vindeau sub nume de whisky japonez, vă spuneam, au setat aceste reguli și whisky-urile care nu le îndeplinesc nu pot folosi numele locațiilor geografice, cum ar fi orașe sau regiuni din Japonia, nu pot folosi steagul japonez sau numele unor persoane care sunt legate de Japonia pentru etichetele acestor whisky. Să începem cu asemănările dintre cele două seturi de reguli. În ceea ce privește producția, în Japonia trebuie folosite cereale malțificate, dar pot fi folosite și alte cereale. Apa folosită trebuie să fie extrasă din Japonia. Procesele chimice și fizice, zaharificarea, fermentarea și distilarea, ca și la scoțieni, până la 95%, trebuie să aibă loc pe teritoriul Japoniei, la o distilerie japoneză. Maturarea în butoaie pe teritoriul Japoniei timp de cel puțin 3 ani, asemănător cu Scoția. Concentrația minimă de îmbuteliere, ca și scociu și whisky-ul japonez, la minim 40%. Și, ca și în Scoția, poate fi folosit colorantul simplu E150A. Merită menționate două diferențe fundamentale între cele două seturi de reguli. Prima dintre ele, în Japonia, îmbutelierea trebuie să aibă loc numai pe teritoriul Japoniei, ceea ce pentru scotch nu este menționat. De exemplu, avem whisky-ul Outland Nomad, care, deși este produs pe teritoriul Scoției, este îmbuteliat în Spania, dar totuși poate fi etichetat scotch whisky. Și cea de-a doua diferență, semnificativă și importantă, spun eu, maturarea la whisky-ul japonez scrie că trebuie să fie folosite butoaie de lemn, în timp ce la whisky-ul scoțian este menționat explicit stejarul ca butoaie. Asta dă firmelor japoneze ocazia de a experimenta, de a folosi alte tipuri de lemn pentru butoaiele de maturare. Și menționez aici două whisky-uri. Whisky-ul Matsui, maturat în butoaie de cireș japonez, și whisky-ul Kayo,
la maturarea căruia, cel puțin pentru finisarea, s-au folosit butoaie de castan. Să vedem la a doua degustare. La miros, ierburi, miros, vă spuneam, foarte fresh, ierburi, flori, fructe proaspete, fructe zemoase, mere. Este un whisky dulce la miros, dar nu e acea dulceață a bourbonului cu zahăr brun, cu melasă, e o dulceață mai light, mai fresh, cu mere de albine și vanilie. La gust, fructele, atât mere, pere, cât și citrice, portocale, lime, citrice aromate, și dulceața, miere și vanilie. La finish, e foarte interesant că pe lângă notele dulci și fructe, apar și nuanțe mai întunecate, fructe uscate sau și mai un pic amărui, piele, lemn, dar și condimentele. Scorțișoară și chiar mai picante, piper. Punând în grafic aromele pentru Suntory Toki, florile și fructele, 2 puncte din 3, condimentele, 1.5 puncte din 3, mai ales pe finalul gustului. Este un whisky dulce, dar este o dulceață proaspătă, 2 puncte din 3. Lemnul și cerealele, 1.5 puncte din 3. Fumul nu l-am găsit, iar finish-ul este un finish spre mediu. Aflat la baza piramidei prețurilor pentru whisky-urile companiei Suntory, cel mai ieftin, adică, e un whisky interesant, ușor, tânăr, fain de băut, chiar și la vremuri un pic mai calduroase. E o bună bază pentru cei care n-au avut până acum experiențe cu whisky-ul japonez. Este interesantă și această nuanță finală de lemn și condimente. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, Slainte!